Bun venit la un nou episod despre astrologia vedică. Chiar dacă este cineva care nu știe astrologie în general, cred că acest episod va fi fantastic. Întotdeauna există un punct de plecare. Vă promit că nu va fi ceva greu, veți învăța mai multe pe parcurs și cu timpul vă veți perfecționa. Cei noi pe canal, bun venit, sper să vă placă și sper ca mulți dintre voi să-mi lăsați un like sau subscribe, abonare. Vă mulțumesc anticipat, să știți că ajută enorm de mult. Nu știu dacă acest videoclip va ține o oră sau mai mult, dar îmi voi da silința să vă prezint baza astrologiei și să încerc pe cât posibil să fac captările. De obicei, totul începe atunci când se naște cineva. Spunem că te-ai născut pe 1 iunie, că ești gemeni din punct de vedere etnic. Explicație gregoriană despre asta, deci cum a fost sau cum a apărut calendarul gregorian, cum au apărut acești gemeni, balanță, pești, toate aceste semne zodiacale. Uitându-ne sus la cer. Apropo, cei care doriți într-adevăr să studiați ceva mai mult sau să vedeți poziția stelelor, puteți să vă puneți aplicația Stellarium. Uneori este confuz și mulți ajung la concluzii indirecte fără a înțelege matematic astronomia ca parte a astrologiei. Astrologia este ceea ce numim Jyotisha, care a fost o parte integrală a dharmei hinduse în corelarea cu cele patru vede. Jyotisha, partea astrologiei vedice, este considerată ochiul vedantelor, așa îi se spune, adică abilitatea de a vedea dincolo de normal. Există o evoluție paralelă a astrologiei, cea hindusă și a Occidentului, care îi spunem și Western. Vedeți voi, această centură zodiacală este o centură imaginară. Aici aveți soarele, pământul și în funcție de poziția stelelor vedeți centura imaginară. Dacă vă uitați la stele, există anumite figure de animale, cu alte cuvinte, oamenii au observat cerul de mii de ani și au împărțit aceste observări în 12 semne zodiacale. În antichitate, astrologia nu era diferită de matematică. Nu exista un software care să-ți calculeze ascendentul și poziția planetelor în momentul nașterii. Se spune că matematica este limbajul universului. Ei bine, matematica este implicată în Est, adică astrologia vedică, dar nu și în Vest, astrologia Western. Aceste lucruri le puteți vedea și pe primele videoclipuri pe care le-am postat la începutul acestui canal. Puteți merge pe videoclipuri și veți vedea un mic videoclip bazat pe diferența dintre astrologia vedică și astrologia Western. Vedeți voi, Vestul este dezvoltat pe așa numitul precizia echinoxului și ajungem la ceva la care ar fi trebuit să fie discutat de mulți ani. Dar aici voi da o explicație matematică. Filozofii hinduși au văzut zodiacul pe fundalul stelelor din nakshatra. Nakshatra reprezintă constelațiile. Acestea sunt nakshatra, constelațiile. Occidentul nu a procedat astfel. Ei au definit centura zodiacului folosit în alți parametri, ceea ce a cauzat, peste perioade lungi de timp, o diferență de înclinare pe care o voi explica acum
Și în acest moment există o diferență de grade în înclinare de aproximativ 24 de grade. Este ca și cum afirm că zodia ta este în Gemeni, dar de fapt ești în Taur. De ce? Pentru că se iau după poziția Soarelui în vest. Vedeți voi, axa Pământului este în înclinare și în mișcare. Se deplasează de la est la vest. Pe distanța parcursă există o diferență de 50,4 secunde pe arc în fiecare an. Deci să spunem în lumea reală că sunt 50 de secunde în viața reală, acea diferență. Un semn zodiacal are 30 de grade. Un grad în minute are o durată de 4 minute, adică 240 de secunde. Această diferență va face un decalaj dintre paralelele și mișcarea Pământului în axa proprie, pentru că în fiecare an trece spre vest cu 50,4 secunde de arc. Acest lucru îl puteți verifica și pe Google. Direcția de mișcare a Pământului și diferența de decalare în fiecare an, imaginar s-a ajuns la o diferență extraordinar de mare până în acest moment. Deci, imaginar avem paralelele Pământului, care ele sunt, de fapt, diferite. Avem ecuatorul celest, avem ecuatorul terestru, pentru că Pământul este, de fapt, înclinat. Aceste două paralele se întâlnesc la niște puncte fixe, unde vor forma o axă de 90 de grade, polul nord ceresc și polul sud ceresc. Dar axa Pământului este înclinată cu 23 de grade și jumătate, corect? Puteți verifica pe Google, cei curioși. Este o înclinare ecliptică, așa îi spune, pentru că Soarele pare să se miște, dar de fapt e fix. Deci, vom vedea aici cum Soarele se află vara aici, când vine de la est, și atunci când Soarele începe de la nord, adică din Capricorn, este mai puțin puternic. Deci, în funcție de unde se află Soarele, pot spune unde sunt verile și unde sunt iernile. Atunci când este la intersecția ecliptică cu ecuatorul, apare echinoxul. Nu uitați că aceste linii sunt imaginare și că și perpendicularele formate sunt polul nord și sud ceresc. Deci, dacă axa ecliptică este înclinată cu 23 de grade, atunci se formează polul nord ecliptic și polul sud ecliptic. Și vom merge să vedem aici cum. Nu duce numai la echinoxul de primăvară și, bineînțeles, opusul cel de toamnă. Deci, unde se află momentul echinoxului de primăvară? Îi spunem primul punct al berbecului în sistemul occidental, cam pe 21-22 martie. Dar există o problemă. Ecuatorul ceresc este ecliptic,
pentru că Pământul este înclinat cu 23 de grade și jumătate. În plus, axa Pământului în sine se mișcă. Este ca și cum ai spune că Pământul se mișcă clătinându-se încet. O spun ca o metodă de înțelegere. Ceea ce înseamnă că se mișcă și îți schimbă de fapt punctul. Deci, din punct de vedere occidental, și acest prim punct al berbecului se va deplasa. Nu este fix. Se mișcă. Poate la prima vedere este nesemnificativ, dar când faci calculele la 100-200 de ani, devine un decalaj substanțial. Zodiacul occidental sau western este numit zodiac în mișcare. În astrologia vedică există o stea fixă, ceea ce devine un punct zero, punctul berbecului să fie fix. Diferența de timp se reduce sau se adaugă și poartă denumirea de Ayanamsha pentru cei noi în astrologia vedică. Cu alte cuvinte, astrologii occidentali nu iau în considerare efectul de înclinare. Echinoxul de primăvară sau tropical, odată ce Pământul se deplasează cu 50,429 de secunde la vest, s-a ajuns la o diferență de 24 de grade vest, ceea ce în astrologia vedică va trebui să fie reduse acele 24 de grade. Deci, cea occidentală e în față cu 24 de grade. Pe parcursul anilor, această diferență va crește și se va ajunge la 30 de grade, adică un semn întreg, un semn zodiacal întreg. Și mergem aici să vedem, o zi solară are 24 de ore și o zi siderală are 23 de ore și 56 de minute. Am scris în engleză pentru a fi posibil să înțeleagă și cei care citesc în alte limbi. Deci voi aveți deja traducerea și cei care vor vedea traducerea în engleză să aibă și imaginea în engleză. Ceea ce înseamnă o diferență de 4 minute, adică un grad. Aici aveți și centura imaginară a semnelor zodiacale. Fiecare semn zodiacal cuprinde de fapt 3 nakshatra. Mergem pe nakshatra pentru a vedea cât de frumos sunt dispuse. Aici este semnul zodiacal, iar aici sunt nakshatra. De obicei cuprind până la 2-2 și jumătate din constelațiile respective. Și fiecare constelație este guvernată la rândul ei de o planetă. Deci, o influență majoră nu are numai semnul zodiacal, ci și constelația respectivă. Plus, nakshatrele sunt împărțite în 4 pada și guvernate de la rândul lor de o planetă. Când vă nașteți, fiecare planetă este într-o anumită nakshatra, constelație, și are un efect diferit pentru fiecare parte pe care o aveți în zodiac, în semnul vostru zodiacal și pentru fiecare în parte ca individ, individual. Acum, valabil pentru toată lumea, eu v-aș ruga să aplicați orice tip de astrologie care vă reprezintă. Eu personal nu fac horoscop general, pentru că nu există o corelare cu o hartă de naștere și tranzit pentru mai multe persoane. Pentru mine personal, o iau ca personal, este un fals. Este o îndrumare la care
nu mă pot alinia. Și voi da un exemplu. Să zicem că vizionați tranzitul unei planete, Jupiter. Și veți auzi afirmații de genul Jupiter va aduce bogății, expansiune și multe, multe povești. Dacă Jupiter pe harta ta este retrogradă și în jurul casei unde se află mai are și alte planete malefice, asta înseamnă, în expresie non-științifică, că Jupiter este badac, adică inamic. Mă veți întreba cum poate fi inamic. Păi este deja retrograd și dacă este într-un semn în care nu-i convine, este normal să fie inamicul tău. Te pune la treabă, te îngenunchează. Și atunci un inamic nu îți poate aduce comorile de pe lume din moment ce pentru tine este opozitul. De aceea repet constant remedii pentru planete și în funcție de nakshatra, constelația în care se află. Și apropo, vreau să văd în comentariile voastre câți dintre voi ați constatat pe baza vizionării unui horoscop general, notați într-un carnet, dacă ați avut anumite schimbări relatate de un horoscop general. În primul rând, toată lumea se bazează pe mișcarea lunii în casele astrologice, care ține de fapt 2 zile și jumătate într-un semn zodiacal, dar contrar situației, în vedică, trece prin 2 sau 3 nakshatra, care definește în funcție de harta ta personală și Tarabalam. Tarabalam aveți link-ul în primul comentariu sau în descrierea acestui videoclip și vă doresc succes să o calculați pentru a vedea momentele bune din viața voastră și pentru a vedea ce interacțiune are asupra voastră. Deci ar fi bine să puneți puțin efort pentru a constata care sunt zilele bune să acționați în ceva sau să evitați. Iar cei care ați experimentat schimbări indiferite în nakshatra, atunci când luna transitează, este bine să notați ce ați experimentat și veți constata că de câte ori luna va trece prin aceeași nakshatra, veți avea o experiență asemănătoare. Cu alte cuvinte, nu se aplică pentru nimeni un horoscop general. Uneori o etalare de tarot este exact ceea ce se întâmplă decât un horoscop general. Un horoscop în detaliu general, așa cum aud constant, nu este un horoscop individual și nu poate fi. Poți da informații cu privire la tranzit. De fapt, fiecare persoană ar trebui să vadă măcar o dată pe an tranzitul la un astrolog pentru a evita sau a diminua ceva malefic care vine în viața voastră. Poate sănătatea, poate afacerea, poate fi pierderi de bani. Deci acest tip de informație este venit în momentul în care voi puteți să vedeți tranzitul vostru, planeta principală care vă afectează și o planetă principală care vă afectează horoscopul vostru. De ce? Gândiți-vă că Saturn tranzitează 2 ani și jumătate într-un semn. Ce se poate întâmpla în acel timp? Cam așa ar arăta ecliptic și felul în care puteți vedea mișcarea Pământului în funcție de Soare și în funcție de acea centură imaginară. Și acum dacă mergem înainte, de acolo de unde trebuia să fi început, deci din momentul în care se naște un copil cu o hartă grafică în fața voastră, puteți ști ce se întâmplă acelui copil în această viață. Sau poate doriți să înregistrați o companie. Din nou, vedeți harta, mergeți și pe Tarabalam să vă ajute când este momentul în care va trebui să înregistrezi acea companie.
Ce îți spune o hartă astrologică în acel moment este de fapt ce se va întâmpla acelei companii, acelei persoane. Sau poate intri într-o casă nouă, același lucru vei vedea. Harta bazată pe data, ora în care ai intrat și vei ști ce se va întâmpla pe viitor. De ce? Pentru că vezi condițiile în care sunt dispuse planetele, graha, se mai spune. Sau poate dorești să activezi într-un grup politic. Ziua în care te vei înscrie, ora, locul, este de fapt o predicție. Este o hartă care îți va arăta ce va fi pentru tine apartenența la acel grup. Acțiunea pe care o faci are repercursiuni asupra vieții în prezent și întrebarea pe care ți-o pui constant este: care este scopul meu pe acest pământ? Noi spunem dharma. Vedeți voi, există o karmă fixă pe care nu o poți schimba, nefixă, să-i zicem, pe care o poți atenua, pe care o poți schimba cu mantre, rugăciuni, puja, credința în divinitate în general, sau un mix a celor două. O spun generalizat. Nu intru în detalii pentru că va trebui să știți astrologia vedică. Dar vreau să știți un singur lucru. Esența este Dumnezeu, divinitatea. Îți dă șansa și puterea de a schimba, de a te bucura de viață pe acest pământ. Mintea este emoția pe care o trăiești. Acea emoție este luna în același timp. Poate ieși cu prietenii la un pahar, dar ca să anihilezi dorința de alcool în abundență, poți controla prin yoga. Cu alte cuvinte, ai puterea de a manifesta și controla. Nu lăsa emoțiile să judece. Jeishta este ca un destin al pământului. Haideți să luăm planetele. Vom merge să luăm toate planetele la rând pentru a vedea ce este important pentru voi, ce trebuie să știți. Și vom începe cu prima planetă, Soarele, Surya, Sun. Are anumite calități, reprezintă conducerea, reprezintă tatăl, guvernul, faima. Dacă este plasat bine, te poate vindeca de multe boli. Am întâlnit oameni care sufereau de fapt de boli incurabile sau ceva alergic cu pete pe piele. În general, cei care aveți probleme de sănătate, este bine să spuneți mantra soarelui, cei care vă interesează sau cei care ați venit în particular și aveți deja mantra soarelui dată individual, ca individ, pentru aspectul pe care îl aveți. Venerarea soarelui i-a vindecat pe foarte mulți. Gândirea pozitivă este soarele, sănătatea este soarele. De aceea, specific de nenumărate ori, să nu aveți anti-elemente pe partea de est a casei sau crăpături. Va afecta sănătatea, faima. Soarele este puternic în berbec. Rețineți aceste lucruri și devine slab sau debilitat în balanță, care este de fapt poziția a șaptea din poziția berbecului. Vă rog să fiți atenți când spun aspectele fiecarei planete. Adică anumite planete aspectează dintr-un anumit număr de case, dar toate au unul în comun, poziția șaptea. Cei care nu înțelegeți, puteți viziona videoclipurile mele, explicațiile pe care le dau și mai jos, în alte videoclipuri de astrologie. Deci, pentru a nu pierde și următoarele videoclipuri, este bine să vă abonați. Faceți o listă pe canalul vostru, pe contul vostru,
cu explicațiile pe care le veți avea și le veți nota, bineînțeles, în măsura în care doriți să aflați mai multe. Cu alte cuvinte, orice obiect din lume are o gravitație. Dacă acel obiect este imens, atunci gravitația lui are un efect cosmic profund. Așa și aici. Soarele este o planetă pe care nu o poți evita și are un efect primordial în viața ta. Partea nevăzută a soarelui este ego-ul, egoismul. Dar depinde cât de puternic sau denaturant este pentru un anumit individ. Poate fi arogant, poate fi încrezător sau poate avea un soare slab. Nu ai încredere în tine, ești afectat de critici sau laude și în același timp parcă nu-ți găsești locul pentru că nu ai de fapt încredere în tine. Dar nu uitați un singur lucru, soarele reprezintă sufletul tău. Atunci când ai un soare slab, aplică remedii legate de sănătatea ta. Ca exemplu, dacă ai pe cineva care lucrează într-o instituție guvernamentală de sănătate sau vedeți pe stradă când, știu eu, se vând diferite cupoane pentru organizații de sănătate, orice, voi enumera, să spunem, pentru cancer sau pentru copiii bolnavi. Fă o donație unui copil bolnav. Fă donație medicamente. Așa îți îmbunătățești soarele. Este un remediu simplu. Luna sau Chandra este mintea, mama, apa, lapte, produse alimentare. Luna este dispoziția ta. Azi fericit, mâine trist. Luna este puternică în Taur și debilitată sau slabă la distanța de 7 case sau 7 semne zodiacale în Scorpion. Deci este puternică în Taur și slabă în Scorpion. Întotdeauna numărați inclusiv din casa, semnul zodiacal în care vă aflați până ajungeți la 7. O lună puternică poate indica pe cineva care are multă stăpânire de sine. Deci, ceea ce am spus un pic mai înainte, că numărați, să zicem că luna este acum în Taur. Deci, ceea ce vedeți aici, în colțuri, aveți numerele semnului zodiacal. Să presupunem că luna se află aici în Taur. Veți număra inclusiv de la Taur. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 semne va fi în Scorpion. Deci toate numerele pe care le vedeți aici reprezintă semnele zodiacale. Dacă veți scrie semnele zodiacale de la 1 la 12, Berbec, Taur, Gemeni, vor avea specific un număr. Deci aici dacă avem 3, înseamnă că este Gemeni. 4 este Rac, 5 este Leu, 6 Fecioară, 7 Balanță și tot așa. Luna îți dă sentimentul de exagerare în același timp și parcă e un atac de panică. Și un anumit aspect cu o altă planetă, pe care o vom discuta pe parcurs, îți poate aduce frici constante. Știați că vă puteți blestema singuri prin crearea unei perturbări? Nu uitați că sunt calități generale, este ABC-ul astrologiei, dar orice aspect există în harta natală și acel aspect poate schimba decursul vieții voastre. Mergem mai departe la Mercur. Mercur, în vedică îi se spune Buddha. Se conectează la mama divină și este un perpetu tineresc, adică tânărul. Soarele și luna sunt regele și regina, Mercur este prințul,
El este veșnic adolescent, oriunde l-aveți voi pe hartă. Jucăuș, extrem de bun în comedie, o memorie remarcabilă, cunoaște multe limbi străine și are capacitatea extraordinară de a prinde repede limbi străine. Capacitatea de a se concentra la auzirea lor, deci un auz foarte bun. Un miros foarte bun, să știți. Deci, învață fără un efort suplimentar. Proiectează ceva în mod diferit. Înțeles, bineînțeles, numai de el. Este ca și cum ai face un table Excel, cei care au de-a face cu programele software, plin de formule pe care numai tu îl înțelegi și chiar dacă vrei să-l explici cuiva, nu-l va înțelege. Un mercur bun te duce pe meserii de comunicare, foarte bun în yoga, nu yoga la nivel de gimnastică, yoga sub formă de meditație. Mercur este un bun magician, face magie albă, dar și magie neagră. Mercur este un tânăr. Veți întâlni multe persoane cu Mercur în prima casă care nu arată vârsta reală a persoanei. Sunt considerați mai tineri, cu excepția de a fi debilitat sau aspectat malefic. Combust, îi spunem câteodată. Acest lucru îl veți avea în următorul videoclip. Mercur știe cum să îi manipuleze pe alții. Mercur este puternic în zodia Fecioară și slab în zodia Pești. Mercur este o planetă extrem de puternică, dar dacă se află în zodia Pești, atunci să vă așteptați la confuzie și reversul acelor lucruri, de fapt, în negativ. Mergem mai departe cu Marte. Mangal reprezintă foc. În același timp reprezintă, soarele reprezintă foc iarăși, dar Mangal întotdeauna va reprezinta foc și sudul casei voastre. Este abilitatea de agresiune, general de armată, un sportiv puternic, posibil să fie în armată sau poliție. Marte este puternic în Capricorn și slab în Rac. Cu un Marte puternic ai încredere în fizicul tău, o combinație cu Rahu, nodul nord al lunii, va fi controlat, închis, îi se ia libertatea. Vedeți, sunt anumite aspecte care ne spun de fapt ce se va întâmpla pentru o persoană anume. Un Marte slab sau debilitat este o constituție slabă. Constituție slabă nu vom spune dacă este cineva mai slab sau mai grăsuț. Nu. Fizic nu se poate ajuta. Nu are o putere masculină. Posibil probleme legate de sânge, pentru că Marte reprezintă sângele, fluiditatea sângelui. Marte Chetu este combinația unei tensiuni de sânge scăzute, Marte Rahu este tensiunea ridicată. Marte este natural malefic. Interesant este că sângele are în componență globule albe și roșii. Atenție mare! Globulele albe sunt reprezentate de soare. Iată de ce imunitatea bună este arătată de soare. O infecție este arătată prin înmulțirea globulelor albe. Un individ cu un Marte slab are un anumit grad de nesiguranță în raport cu familia, prietenii, cu puterea fizică. Încearcă să se asemene cu cineva, să arate agresivitate pentru a ascunde nesiguranța, ceea ce un Marte puternic nu arată, ci doar lovește, exact când nu te aștepți, pentru că are încredere în el și deține controlul. Un Marte malefic poate aduce o tulburare conjugală, chiar moartea soțului sau divorț, despărțire. De aceea, în majoritatea căsătoriilor în India, este o potrivire a horoscopului conjugal înainte de a se închide orice tip de înțelegere.
Am spus bine înțelegere, pentru că ei căsătoria o trimit la rangul regal, nu numai prin excelență căsătorie, dar și înțelegere. Marte, într-un horoscop feminin, poate prezenta lucrurile prietenului, partenerului. Cei care deja știți de Hanumanji, este cel mai puternic zeu de protecție. Îți oferă încredere de sine odată ce vă apropiați de el. Lucrurile se îmbunătățesc de la sine. Deci, nu uitați că armata, poliția, este guvernată de Marte și sunt cei care pot controla la rândul lor pe Marte, de unde și esența războaielor. Marte este conexiunea ta cu Pământul, mersul pe jos, fără încălțăminte. Vă conectează la sursa Pământ. Cine are un hobby cu prelucrarea lutului, are o legătură spirituală cu divinitatea, Dumnezeu. Un copil lăsat să se joace pe pământ, iarbă, desculț, mai ales unul obraznic, se va echilibra energia lui cu pământul și se va transforma atitudinea lui. Vă va surprinde cât de matur va fi după o perioadă scurtă de timp. Este un remediu natural. În comparație cu cel de a-i da un rahu, un gadget, o tabletă, un mobil. Mergem mai departe la Venus, Shukra. Shukra înseamnă sămânță. Shukra este poezie, artistic, estetică, o pictură clasică sau modernă, este Venus. Depinde cum este influențat. Venus guvernează lucrurile de frumusețe, felul cum te îmbraci, parfumul, cosmetica, bijuteriile, abilitatea de a scrie poezie. Venus are o capacitate bizară, foarte puternică, are capacitate de guvernare a tantrei. Este guru al asurelor, ceea ce deține întunericul a detectorilor, să-i zicem. Venus are darul de a reînvia. Venus reprezintă spermă. Sexul unui copil, sănătatea unui copil este dat în totalitate de Venus, adică de sperma bărbatului. Dacă pe tranzitul soțului Venus va fi în casa a cincea sau aspectează casa a cincea, atunci veți avea o fetiță. Dacă pe tranzitul soțului soarele va ocupa casa a cincea, atunci va fi un băiat. Venus controlează sexualitatea în sensul sexualitate normală. Vedeți voi, oamenii și animalele au patru lucruri care le definește existența în sine și progenitatea pe care o dăm în această lume. Mâncarea, dormitul, sexul și fricile. Sunt cele patru lucruri pe care le avem în comun. Omul are conștiință, deci diferă de animale prin a-și manifesta dorințele de a mânca, dormi, sexual și fricile în forme diferite. Frica este ceva ce nu pot controla, dar provine din diferite motive de la celelalte trei. Dacă nu dormi noaptea pentru că ești superwoman, superfemeie sau superbărbat, va afecta sănătatea ta. Deci, nu te minuna dacă vei avea probleme cu inima sau un atac de inimă și apare și frica de îmbolnăvire. La fel și cu mâncarea. O mâncare nesănătoasă îți va aduce unele complicații de orice fel.
Acum veți întreba cum sexul se va schimba, va aduce schimbări. O activitate care nu este făcută la momentul oportun poate induce frici sau situații nesănătoase. De aceea, fie și programarea unui copil este foarte importantă. Dorești să ai șansa să aduci în viața reală un suflet bun, un suflet care vrea să se reîntoarcă, pentru că dorește să-și corecteze karma sau șansa de a crește într-o lume mai bună. Aici înseamnă că iei un rol foarte important. Aici înseamnă că trebuie să te rogi divinității lui Dumnezeu. O mamă care se roagă la Dumnezeu va avea un copil sănătos, matur, educat și cu un respect aparte către Dumnezeu. Un om care nu controlează cele patru lucruri și se simte atașat numai de aceste lucruri, va avea aceeași, sau mai bine zis, aceleași calități ca unui animal. Pentru că nu va distinge subconștientul, puterea de control și rolul divinității. Un copil nou-născut se naște cu o direcție nouă în viață. Tu poți să-l ghidezi prin creșterea subconștientului, adică Dumnezeu. Este ca și cum tu îi dai direcția respectivă, trebuie să-l îndrumi. Haideți să o spunem într-o altă nuanță. Te afli într-un aeroport și nu știi în ce direcție vei pleca. Ești la o răscruce de drumuri. Vei pleca în Spania sau în Elveția sau oriunde. Acel suflet va lua direcția oferită pentru că tu ești acolo să-i oferi sprijinul. Deci ai un scop. Trebuie să-i dai un scop, să ajungă la o destinație divină. Când toate cele patru lucruri susțin acea destinație și nu mergi contrar curentului, atunci ajungi la acea destinație. Cu alte cuvinte, dacă nu alegi destinația, nu știi ce ar trebui să faci în viață. Spunem că întotdeauna adevărul este cuvântul Domnului. Și că o inspirație și intuiția vin în momentul în care ești aproape de Dumnezeu. Dacă vii și întrebi, să spui că ar trebui să am o iubită iubită, ar trebui să mănânc mâncare vegetariană sau ar trebui să îmi petrec mai multe nopți prin cluburi de noapte sau ce timp de lucru ar putea să fie, este ca și cum tu te-ai întreba în călătoria și direcția respectivă pe care tu vrei să o iei, ce tip de companie de avioane ai folosi, Wizz Air, Emirate, adică dacă vrei să mergi singur sau nu. Prioritatea principală este destinația voastră și după lucrurile minime de viață. După aceea vei stabili detaliile călătoriei. Dacă tu ai destinația adevărului cu subconștientul legat de Dumnezeu, fără să înșeli, fără să faci rău nimănui, să fii bun și așa mai departe, atunci prioritatea ta va așeza detaliile călătoriei în funcție de destinație. Tu ești cel care va decide ce va mânca, când va mânca, unde vei dormi și cu cine te vei culca. Acestea sunt prioritățile tale. După ce iei destinația, ce trebuie să faci în viața asta și ce direcție, scopul tău în viața asta. Am întâlnit foarte mulți tineri care nu știu ce se va face în viața lor, pentru că nu li s-a spus nici măcar talentul respectiv. Se vede pe o hartă astrologică și poți ghida copilul acela spre ceea ce
are talent. Odată ce muncești o muncă care nu-ți place, odată ce faci ceva la care nu împingi persoana respectivă să aibă încredere și înjosești persoana respectivă, atunci nu există șanse să aibă un viitor. Iar lenea? Lenea este venită și în momentul în care dăruim ceva constant, fără a le cere să se schimbe sau să facă ceva. Deci, tu fiind ca propriul guru al acelui copil, profesor, mentor, datoria ta este să poți să-l duci pe calea cea bună. Nu că se transformă după, nu. Venus este super important în a avea o relație sănătoasă cu priorități spirituale. Vedeți voi, Shukra, Venus, are niște puteri extraordinare. 1000 de ani a stat în sadhana. Sadhana înseamnă rugăciune, hrănindu-se cu fum tras prin ochi. Shukra se poate transforma în cel mai bun meditator. De aceea se spune că un orb sau o persoană care vede cu un singur ochi, pentru noi este Shukra. Poate am deviat puțin de la subiectul Venus, dar Venus are o mare importanță în viața voastră. Venus are o mare importanță în căsătorie. Este partenerul tău într-un horoscop feminin și partenera ta într-un horoscop masculin. Shukra este luxul casei, este aerul condiționat, este uscătorul de rufe, pietrele prețioase, diamantul. Venus este filmul. Pentru a fi un actor renumit, ar trebui să ai un Venus puternic. Nu uitați că lansarea filmelor se face vinerea și este bine să mergeți la cinema vinerea sau la un restaurant cu partenerul, partenera. Pentru a cunoaște secretele lui Venus, vă invit pe cursul lui Venus pe Vimeo, cei care sunteți interesați. Există remedii de a vă satisface multe dorințe. Mulți nu au dorit să facă public rezultatele lor, dar ceea ce este important este că au reușit. Venus sunt femeile. Dacă respectați femeia, devine cel mai bun prieten. Dacă nu o respectați, devine cel mai mare inamic. Femeile sunt protejate de mama pământ, ele sunt cele care aduc progenitatea. Cei care fac discriminare la salariile unei companii prin a da mai mult unui bărbat decât unei femei vor plăti prin pierderi financiare sau în afaceri. Cine nu lasă o mamă să stea lângă copilul ei când este bolnav și îi displace că acea femeie nu vine la serviciu, va plăti într-o monedă de neimaginat. Nu desparți un copil de mamă atunci când are nevoie. Iar ca femei, să nu vă gândiți o clipă că veți avea probleme de serviciu pe această temă. Voi rugați-vă, cereți oricărei divinități să se facă dreptate sau cereți ceva mai bun. Nu vă înfundați în plâns. Pentru rezolvare există ceva mai bun pentru voi. Cereți! Nu vă lăsați visul, dorința voastră. Cereți! Strămoșii noștri au posibilitatea de a ne ajuta sau de a ne încurca. Mai ales când faci afirmații de genul: nu știu cât a suferit, dar știu că era o persoană zgârcită sau oricum veți spune. Ce se întâmplă? Simplu. Străbunii au cum să vă contacteze pentru că proveniți din ADN-ul lor. Și atunci te vor încerca prin a-ți da ceva din suferința lor pentru a înțelege prin ce au trecut. Dar tu nu-ți dai seama de ce deodată ai probleme. Învățați să vă respectați strămoșii, oricare ar fi ei. Să faceți pace cu ei și să-i ajutați să se elibereze de voi și voi de ei cu o anumită mantră. Sunt la capitolul mantre pe Vimeo. Acolo va fi o mantră vedică și felul în care voi puteți să vă eliberați. Nu am voie să o dau public.
Femininul în această lume este foarte important pentru că Mama Pământ este cea care dă naștere. Ea este cea care te face să stai să te maturizezi. Știți că în multe țări femeile sunt tratate cu vandalism, sclavie, violență și multe altele. Iată un exemplu real. Aici avem imaginea lui Shukra. Și un exemplu real este templul cu numele Somnath, care era dedicat lui Shiva. Somnath înseamnă Lord of the Soma sau zeul lunii. Shiva are luna în păr deasupra capului, dar motivul principal este zeița Manat. În Arabia existau trei zeități feminine, extrem de puternice. Al-Lat, Manat și Al-Uzza din Hatra. Ele controlau, să zicem în ghilimele, ca cele trei norse. Unii curioși pot căuta aceste informații subtile. Controlau soarta, bogăția și timpul. Ele erau cele trei zeități principale la Mecca. Când preislamicul arabic a început să se manifeste ca religie, cult, idolizarea celor trei zeități, care în mare măsură sunt o putere feminină, au fost distruse. S-a aflat că s-ar putea să fi fost salvată Manat ca idol și dusă în templul Somnath. Acel templu a fost atacat de 17 ori pentru a fi distrusă puterea zeității, care de fapt a fost refăcut. Oare de ce există violență, desfrânare, sclavie în țările în care se impune idolizarea masculină? De ce s-au șters din manuscripte dovezi reale de puterea feminină? Cu puțină răbdare, sper că anul următor să fiu prezentă într-un loc special de unde veți avea dovezi reale de o putere imensă a feminității. Respectând femeia, ai binecuvântări. Mergem la Jupiter. Jupiter este cel de-al doilea guru, Brihaspati. Guru înseamnă învățat, care îți dă lumină. Reprezintă înțelepciunea, bogăția, aurul, sistemele bancare, tendința de îngrășare prin anumite combinații. Jupiter este puternic în zodia Rac și slab în zodia Capricorn. Un exemplu pe care am să vi-l dau este să nu lăsați, sau mai bine zis, să nu balansați picioarele de la genunchi în jos. Pierdeți bani, avere. Chiar dacă un copil o face, este bine să-l învățați să nu o facă. Orice mișcare pe care o faceți, cu mâinile, picioarele, dintr-un anumit instinct sau rutină, înseamnă ceva. Jupiter fiind slab în Capricorn, Capricornul este guvernat de Saturn și, ca o parte corporală, Capricornul reprezintă genunchii. Scuturarea, balansarea picioarelor de la genunchi aduce pierderi. Jupiter este greu, deci vor fi pierderi mari. Tot aici am pus la ritualul venusian de spălare pe picioare seara. Aveți videoclipul pe canal și la sfârșit, deci este să nu purtați aur sub genunchi, numai argint la piciorul stâng, care reprezintă Shukra, Venus. Aur se poartă numai când are loc o nuntă și femeia este plină de aur. Jupiter te învață să înveți profund subiecte cum ar fi fizica. Nu-i place rapiditatea, este etic, sincer. Digerați orice experiență, înclinați către spiritualitate, te ajută să te extinzi în ceea ce îți propui, dar un Jupiter negativ poate avea calitatea de extindere a unei boli necontrolate, precum zahărul din sânge, probleme hormonale.
Dar știați că orice problemă de zahăr din sânge va pleca în momentul în care faceți o dietă? Mergem mai departe la Saturn. Shani, cred că mulți dintre voi sunteți curioși în privința lui. Saturn este graficul disciplinei, a sarcinilor de master, munca grea, construcții, oamenii care lucrează din greu. Un Saturn slab duce la lene, extrem de leneș sau indolență leneșă. Aici există un singur cusur, repetarea unei mantre, care de fapt este mantra soarelui, de a te face activ și combate lenea. Soarele fiind mitologic, tatăl lui Saturn. Soarele guvernează ziua, Saturn guvernează noaptea. De aceea spunem că aprindem o candelă cu ulei de susan sâmbăta după apusul soarelui pentru a-l mulțumi pe Saturn. Niciodată nu-i cereți binecuvântările, ci doar vă rugați. Saturn este smerenia, umilul. Soarele este elita. Shani reprezintă bătrânii. Îi place justiția, dreptatea. Am zis eu că fac videoclipul ăsta și abia acum îmi dau seama cât de mult merge. Shani este Kalbairav și Makali. Shani este cartea de credit pe care trebuie să o plătești mai devreme sau mai târziu. Nu vei scăpa de plată. Nu ai mijloace de scăpare. Dacă ai luat niște scurtături, cum ar fi corupția, mita, fără ca să înțelegi că totul are un repercurs, acele scurtături se vor transforma în drumuri mai lungi și plata, cum ar fi închisoarea. Unul dintre zeitățile care controlează efectele negative este Hanumanji. Dar dacă vrei să faci curățenie karmică și cu atenuare de rigoare, întotdeauna orice problemă pe care o înfrunți va fi Kalbairav. Aveți un articol pe site, linkul în primul comentariu, pentru a învăța câte ceva din aceste energii. Entitățile, spiritele, uneori sunt guvernate de Saturn, dar și de Rahu și Ketu. Vreți un remediu de necombătut? Curățați toaletele. Urăști aroganța. Fii umil. Iubește dreptatea. Sunt remedii. Saturn îți poate satisface dorințe la care nici nu ai visat. Pentru el, guvernatorul casei a 11-a este de fapt pentru tine visul tău. Dorința ta. Saturn în anumite combinații dă bogăție, o cantitate de neconceput de bogăție. Saturn controlează petrolul și plasticul, de aici și subjugarea lumii prin plastic și transformarea banilor în plastic, de la cardul de credit până în esență a fi bani din plastic. Banii au o valoare istorică inestimabilă. Hârtia vine din lemn, o energie bună. Banii nu se numără cu scuipat, pentru că îi murdărești. Banii lichizi sunt Venus, direcția sud-est. Exterminarea banilor, a monedei, duce la sclavie modernă electronică, ceea ce include și pe Rahu, inteligența artificială. Deci, cu alte cuvinte, am ajuns la Rahu, semnul Omega. Poate vă spune mult Omega. Omega înseamnă Dumnezeu și pe baza acestui semn am să vă arăt ceva foarte frumos pe cursul ceasului. Cine deține semnul Omega? Deci, Rahu este nodul nord al lunii. Rahu este cel care a furat licoarea nemuririi Amrita. A fost prins și i s-a tăiat capul și restul de corp este Ketu. Rahu, în esență, este acel care devorează, dar nu poate digera pentru că nu are corp. Deci, ești capabil să integrezi ceea ce îți arată Rahu din poziția în care se află pe harta ta
și va trebui să depășești iluzia lui. Rahu guvernează spiritele, imaginația ta, din care nu poți destinde între adevăr și iluzie. Ar fi bine să mergeți pe pagina Rahu de pe site, veți avea linkul în primul comentariu. Rahu are o imaginație extraordinară, dar poate fi și o inteligență scoasă din comun. Un Rahu proeminent, mai ales în prima casă, arată o construcție a corpului neechilibrată. Rahu este ocult, pozitiv sau negativ, extrem de curajos. În comparație cu Marte, Marte este războiul la scară largă, Rahu este o explozie de bombă. Rahu sunt conspirațiile, teoriile de conspirație, spionaj, internetul sau ruta largă de internet. Acum, în zilele noastre, Rahu este foarte puternic. Ne aflăm în Kali Yuga. În această perioadă este multă ipocrizie, iar singurătatea te face să furi de la cei din jur, iar când ești cu oamenii, te cerți și există un schimb aprins de replici. Pe această perioadă, oamenii nu trăiesc mult și sunt într-o continuă frustrare. Rahu este o cameră electronică, computerul tău, orice tip de gadget. De exemplu, dacă ești un om atașat de telefon, ești ca peștele fără apă dacă ai rămas fără baterie la telefon sau l-ai uitat undeva. Rahu atrage atenția. Sunt schimbările rapide. Rahu sunt insectele, gândacii, păianjenii. Rahu poate fi controlat de Jupiter, dar cel mai apropiat sau cel mai important ar fi Hanumanji și Kalbhairav. Rahu te duce la dependențe din care scapi greu sau mori din ele. Alcool, droguri. Ceva extrem de important și de reținut pentru toată lumea. Rahu eclipsează atât luna cât și soarele, emoția și sufletul. La orice eclipsă se schimbă ceva. Altceva interesant este că în momentul unei eclipse, mai multe temple sunt închise pentru că este o zi de post. Încercați pe eclipse să țineți post. Să mâncați la 2 ore după terminarea eclipsei, chiar dacă nu este în locul în care sunteți. Căutați pe Google și vedeți. Veți avea mari transformări în viața voastră dacă veți încerca acest lucru. Pentru că Rahu este cel care mănâncă și nu se satură, dar un post în timpul eclipsei vă ajută să învingeți și cel mai mare inamic sau să dominați dușmanii. Toți șerpii sunt Rahu, Naga. Și am ajuns la Ketu. Ketu este foarte curajos, dar și puțin lipsit de minte. Este complet irațional, nu are cap. Așa că oriunde este plasat Ketu, este zona în care vei lucra cel mai mult numai prin intuiție. Pentru a câștiga inteligența ar trebui să te închini lui Ganpati, Ganesh. El are capul împrumutat de la un elefant. Ai putea să plătești, sau mai bine zis, să ai un acvariu și fie hrănești peștii, fie mergi să faci o donație la un acvariu mare pentru mâncare, pentru că te ajută să îți rectifice pe Ketu, pe harta ta. Sau poate că te duci cu pâine, de fapt, la un râu sau la un lac. Acolo unde stă Ketu, în harta voastră, există o detașare de ceea ce semnifică acea casă astrologică. Ketu este abilitatea matematică la un nivel ridicat, jucătorii de șah, mari maestri. Ketu controlează fumul, dar în aceeași măsură și Rahu.
Un exemplu ar fi cu chetul îmbolnăvirea. Mergi la 5 doctori și toți îți dau un diagnostic diferit. Dacă acea boală este controlată de chetu, atunci nu vei descoperi lacul decât intuitiv sau prin mari maestri înalți în spiritualitate. Există mulți oameni care nu știu sau nu înțeleg astrologia vedică, dar simt că dacă își fac o idee despre ce reprezintă casele astrologice, planetele, poate ar fi interesat sau curioși pentru a descifra casele astrologice, pentru a descifra de fapt care este acțiunea lor în viața lor. Dacă vom lua casele astrologice, prima casă este numită și ascendentul sau lagna. Este felul cum gândești, este capul tău, sănătatea ta, acolo vei înțelege cum te vede lumea din afară. Casa a doua guvernează mâncarea, ce îți place să mănânci, felul de a vorbi, ești calm, dur, minți, sincer, bogăția familiei din care provii. Sunt mult mai multe informații pe cursul de astrologie și veți avea pe parcurs. Casa a treia este comunicarea scrisă, frații mai mici, curajul, călătoriile scurte. Aici este ceva general ceea ce vă dau. Casa a patra este mama ta, casa în care stai și prin anumite combinații poți vedea dacă acea casă va fi departe de locul băștinaș sau în același timp îți arată fericirea ta. Casa a cincea guvernează creativitatea, imaginația, educația primară, educația școlară, artisticul, copiii, viziunea pe care trebuie să o ai pentru viitor. Cu alte cuvinte, nu știi în ce direcție să mergi către viitor. Casa a cincea guvernează mantra. Vă dau un exemplu de a anihila ceva în casa a cincea. Să zicem că ai un ascendent în Săgetător, atunci casa ta a cincea va fi guvernată de Marte, pentru că el va fi, de fapt, berbec. Pentru a-l anihila pe Marte, folosești mantra lui Hanumanji. Casa a cincea este karma din trecut, conectată cu cea a strămoșilor, tatăl cu casa a noua. Deci dacă te uiți pe diagrama natală și vezi trina, triunghiul format 1, 5, 9. Deci casa prima, a cincea și a noua. Asta este prima trină. Atunci tu însăți privești la copiii tăi și viitorul tău este de fapt în casa a noua. Deci această trină unește viitorul și trecutul cu tine. Casa a cincea. Casa a șasă este casă dificilă pentru că de acolo vin bolile, dușmanii, dificultățile, cât timp vor dura și dacă vei ieși din ele. Partea pozitivă este că îți arată serviciul tău către cineva și animalele de casă. Dar de obicei animalele de casă le vedem și în casa a cincea atunci când noi le proiectăm ca și cum ar fi copiii noștri. Casa a șaptea este casa partenerului, soțului, casa de afaceri, parteneriat, căsătoria, este casa opusă ție. Așa că dacă ai grijă de partener, înseamnă că îți merge bine și în afaceri. Casa opta. Nu vă uitați la numerele pe care le aveți aici, numerele reprezintă semnele zodiacale. Vă rog să vizionați și alte videoclipuri pe care le aveți. Casa opta este casa misterioasă a longevității, o casă care îți dă necazuri. Este casa în care poți vedea în viața ta ceea ce nu poți prezice pentru că aici sunt lucrurile la care nu te aștepți. Răsturnări de situații, accidente sau chiar o schimbare pozitivă. Cineva câștigă la loterie sau dobândește o moștenire, ceea ce semnifică o schimbare bruscă pozitivă. Este casa ocultului, bolilor, care au legătură cu sexualitatea. Este casa familiei partenerului, adică a soacrei, socrului. Casa a noua
este casa tatălui, guru. Unii dintre ei mai folosesc casa tatălui și casa a zecea. Deci este casa profesorului, a studiilor superioare, călătorii în străinătate pentru studii, practică spirituală, legătura ta cu Dumnezeu. Casa a zecea este în esență locul în care ești plasat în societate. Îi se spune karma, pentru că acolo este datoria ta față de societate și tot aici intervine cariera ta. Să zicem că ai Marte în casa a zecea. Posibil ca persoana respectivă să ajungă să lucreze fie în poliție sau în cadru militar. Dacă e Venus, precum vedeți aici, cu siguranță va fi o industrie a modei sau mass media. Dacă e Luna, este ceva legat de mâncare, poate deschide un restaurant. Dacă este Soarele, deține locuri guvernamentale. Dacă nu deții, înseamnă că trebuie să lupți pentru acel loc guvernamental sau să lucrezi undeva în guvern, pentru că acolo va fi viitorul tău. Saturn. Vei schimba multe locuri de muncă, fie legat de construcții sau fie în serviciul bătrânilor sau depinde de anumite combinații cu lordul casei și multe alte aspecte. Ce se va întâmpla aici? Dar va fi ceva mai târziu și stabil la care îți va aduce de fapt o reușită peste ani de zile. Casa 11, averea pe care o câștigi, frații mai mari, dorințele tale, cercul de prieteni, salariul, rudele îndepărtate și relația cu ele, animalele sălbatice, este tot ceea ce se vede în această casă. Dacă cineva are Jupiter în casa 11, poate deveni bogat, dar poate deveni și bogat într-o formă negativă, prin corupție. Îți pot da seama dacă acel tip de persoană va primi mită. Casa 12 este dormitul, patul, cheltuielile, dușmani ascunși, spitalizare îndelungată, relații secrete, personale sau în afaceri, meditație. Deci, casele dificile sunt casa a 6-a, a 8-a și a 12-a. De aici îți poți da seama dacă persoana visează mult sau are capacitatea de a medita, pentru că meditația se aseamănă cu somnul, cu diferența că nu vă pierdeți conștiința în complet, sunteți conștienți. Cu alte cuvinte, aici cred că termin un episod succint de astrologie. Bineînțeles că tranzitul planetelor au un efect important asupra voastră, mai ales Saturn, pentru că stă într-un semn zodiacal timp de 2 ani și jumătate și depinde în ce casă va sta. Am întâlnit persoane care au avut Saturn în casa 7-a, ceea ce a dus la certuri conjugale, bătăi, despărțiri. Deci va trebui întotdeauna să luați în considerare dașa, perioada în care o anumită planetă traversează în viața voastră într-o anumită perioadă de timp cât va fi. Aveți videoclipul cu karma în descriere sau în primul comentariu. Odată ce începi să înveți sau să înțelegi în profunzime astrologia, de fapt încerci să afli sinele tău. Nu veți merge în fiecare dimineață să vă uitați pe tranzitul vostru pentru ceva la care voi încă nu știți despre ce este vorba. Acesta va deveni un obicei și este o mare prostie. Pentru a avea modalitate de a te autoghida, este important să meditezi, să te rogi, să faci sadhana. Odată ce nu incluzi spiritualitatea în viața ta, nu ai posibilitatea de a vedea dincolo de bariere emoționale. Și am să vă dau un exemplu, să zicem karmic, cineva ar trebui să-i se taie piciorul din cauze specifice. În momentul în care persoana respectivă, de la o vârstă anume, începe să se roage, să facă sadhana, se roagă zilnic, în loc să fie tăiat piciorul, poate va fi o înțepătură și karma este anulată. Și încă ceva
Veți auzi de remedii prin purtare de pietre prețioase sau semiprețioase. Am studiat folosirea lor, dar numai cu intonării mantrei specific pe un termen nedeterminat, mai ales dacă acea piatră reprezintă o planetă care tranzitează chiar 20 de ani prin viața ta, sau poate 6. O vom aborda pe parcurs. Nu vă apucați de cumpărat cristale fără să știți ce reprezintă în viața voastră, ce planetă guvernează și perioada în care sunt bine să le cumperi. Nu este pur și simplu un bazar, pentru că ceea ce vei purta este pentru o perioadă lungă. Fiecare piatră este guvernată de o planetă. Dacă acea planetă este slabă în viața ta sau badac, malefică, nu cumva voi sunteți cei care veți activa acea planetă din neștiință de cauză. Nu te juca cu karma ta prin a schimba pietre pe degete. Nu este ușor să progresezi spiritual, dar voința, disciplina, va schimba ceva în viața ta și va fi valabil și în viața următoare. Darul de nemurire este unul, Dumnezeu, divinitatea. Moartea nu este sfârșitul. Vei duce mai departe unele lucruri. Cine este interesat de a studia Jyotishta, partea astrologiei vedice, este bine să vă rugați la Ganpati și Saraswati. Unul din profesorii mei mi-a recomandat mantra soarelui. Vedeți voi, Jyotishta este începutul și sfârșitul care se aplică în tot ce vreți voi, de la chiromantie, liniile mâinilor, structura mâinilor, structura feței, nasul, bărbia, astrovastu, vastu, totul. Deci totul este inclus în celelalte compartimente. Deci totul este, de fapt, astrologia vedică Jyotishta, cea care face lumină. Mulți dintre noi, ca astrologi, folosim și prașna. Prașna este acel tip de hartă în care pui o întrebare și vei ști imediat pe ce să te bazezi și în același timp și o predicție pe ceas pe care o aveți, da, predicție pe ceas, o aveți pe cursul ceasului, cei care puteți să vă înscrieți, pentru că vă va face un mare bine. Cu alte cuvinte, astrologia este ceva extraordinar de frumos. Din păcate, mulți astrologi din zilele noastre nu au nicio legătură cu divinitatea, meditația, practica sadhanei. Uneori o predicție falsă poate distruge viața unei persoane. Nu toți sunt perfecți, se fac greșeli, dar asta nu înseamnă că vei face o predicție la care să schimbi malefic viața unui om. O predicție în care cer divinității să te binecuvinteze cu învățătură, intuiție, este ceva divin care te ajută să călăuzești o persoană spre ceva mai bun. Dacă mergi la un astrolog care din neam în neam a ajuns să aibă o experiență de neimaginat, se va uita la cer, care este harta astrologică și va putea prezice timpul, ceea ce înseamnă că timpul și spațiul sunt întotdeauna conectate. Vedeți voi, universul este ca un software care reacționează la karmele tale. Ceea ce ești menit să faci în momentul prezent este să încerci să fii. Mulțumesc pentru vizionare. Vă rog să vă abonați, pentru că, după cum am spus, 90% din telespectatorii acestui canal nu se abonează, ceea ce face ca acest canal să nu fie promovat de YouTube. Sau poate lăsați un like, un share pentru cei curioși de astrologia vedică. Îmi puteți trimite sugestii, întrebări despre astrologie pe care le putem discuta pe canal. Voi reveni în curând cu alte subiecte interesante. Numai bine, la revedere!